Salutare prieteni și bine v-am regăsit la un nou episod din Joke & Travel, emisiunea care este filmată, montată și postată cu cel mai nou model de telefon din 2019. Astăzi vă iau cu mine la filmările unei noi ediții Ai Umor, după care o să plec cu Gică la munte, unde cel mai probabil o să mă ceară. Cum m-am trezit, am dat cu apă rece pe muie ca apă caldă văd la următoarele alegeri. Apoi mi-am dat jos mustața și ciocul ca să nu mai semăn cu Bogdan DLP, dar fără să îmi dau seama, am ajuns să semăn cu altcineva. Mi-am făcut două cafele ca să fiu sigur că ies la baie. Am băut un pahar de fruity fresh de grapefruit, cred că sunt singurul care îl mai cumpără. Am îmbalotat două sandvișuri cu Actimel, după care am reușit să devin rege. N-am putut să filmez acolo, credeți-mă, mirosea prin ecran. Apoi am făcut bagajul rapid și ca orice bărbat am împăturit hainele bine să nu se boțească. În drum spre Ai Umor am oprit să-mi iau o cafea care costă cât espresorul meu de acasă, după care am ajuns la studio și m-am întâlnit cu prostituata mea preferată. Aflu cu stupoare că Ionuț mai are un job part-time în care parchează mașinile bogaților și după 857 de manevre reușește să blocheze alte 10 mașini. Între timp apare și Bordea, care refuză să-i dea mașina lui Ionuț, că a mai dat el lucruri prietenilor și nu prea i-a mers bine. Eu mă pup pe obraz cu o fată frumoasă, după care mă sărut cu limba cu un băiat și mai frumos, dar sunt dezamăgit când acesta flirtează cu Ionuț. Chiar dacă nu se vede la televizor, la Ai Umor se muncește pe rupte, mai ales când trec șefii pe acolo. Merg repede la costume să văd ce haine pot fura de acolo, iar Ionuț, pentru că e de-a lor, se dezbracă fără nicio reținere în fața fetelor. Apoi urcăm la machiaj și dăm acolo de niște fete care se uită șocate la Ionuț, probabil se întrebau cum naiba a făcut ăsta reclamă la Head & Shoulders cu părul ăla de pui eclozat. Nu zic că Ionuț ar fi un bărbat urât, dar fata asta a ales să-și scoată ochii doar ca să nu-l mai vadă. Pentru că nici eu nu sunt rupt din soare, fetele bagă tot machiajul doar ca să arăta om, iar lui Ionuț îi pun perucă doar ca să nu-i mai strălucească începutul ăla de chelie și să le deranjeze atunci când machiază. Crețan Team este cea mai tare gașcă de make-up din țară, dovadă și machiajul ăsta lui Ionuț. Uitați-vă și voi ce transformare. Băi, băiatule, ce face machiajul de om. De nicăieri apare în spatele meu fiul nelegitim al lui Scărlătescu, care începe să se dea la mine. I-am spus că nu e genul meu, dar dacă n-ar fi însurat, i-aș da totuși un ciocan. Ușor, ușor ne pregătim de filmare și pentru că sunt emoționat, intru repede la baie să mă destresez cu gândul la frumoși ăștia doi. Cât timp Ionuț repetă pe scenă, eu îi întreb pe băieți dacă nu cumva au nevoie de un cuc nou în noaptea târziu. În scurt timp am urcat și eu pe scenă să-mi fac momentul și vă spun, a ieșit fabulos, exact ca și conținutul acestui vas. Apare pe acolo și Dan Badea, care îi povestește lui Ionuț că viața nu e așa de rea după ce-ți cade tot părul. Mă schimb rapid, iar apoi mă demachez, însă aleg să rămân alb în cap pentru că am văzut din cadrul anterior că lui Ionuț îi plac ăștia mai în vârstă. Îmi iau la revedere de la fete și de la Antena 1 și merg să-mi iau prințesa, care urcă în mașină udă toată. Oare Dan Badea l-a udat în halul ăsta? Pe drum Ionuț vorbește cu alți băieți, chestie care mă face să fiu gelos și stau și mă întreb, oare nu era mai bine să plec la munte cu Emi? Ajungem pe noapte în Bușteni și deși e întuneric afară, eu încă mai sper că Ionuț o să mă ceară. Apartamentul este foarte frumos, ne face să ne simțim ca acasă, în sensul că sticlele sunt goale, rafturile sunt goale, frigiderul e gol. Home sweet home. Exact cum îmi place mie, dormitorul are vedere la întuneric, iar balconul are vedere la beznă. Doamne, ce peisaje frumoase sunt la munte. Nu zăbovim mult pentru că lui Ionuț îi ghiorțăie mațele exact ca un porc înainte de tăiere și alege să mă scoată la restaurant. Sigur mă cere în seara asta. Acolo comand un guiaș doar ca să-i arăt că vreau să fac parte din neamul lui, dar nu dă doi bani pe sentimentele mele. Nici când comand un strudel nu-mi înțelege apropoul și stau să mă întreb de ce să-mi bat capul cu un om atât de indiferent. Am mers apoi la cumpărături unde am cumpărat foarte multă băutură, 6 beri și o sticlă de apă. Mamă, ne facem bardaf în seara asta. Apoi ne-am întors la cazare, ne-am uitat un pic la Power Couple, că mi-era dor de Emi, după care am intrat în duș pentru că mi-am dat seama că lui Ionuț nu-i place de mine așa cu părul alb. După ce am ieșit din duș, Ionuț se uita la Champions League, iar eu, pentru că mă simțeam curat, am început să chem viermele exact ca în Dune, dar Ionuț n-a înțeles apropoul meu. Apoi a intrat într-un film prost, cum că noi am venit la munte ca să scriem, să lucrăm ceva și mi-am dat seama, e clar, nu o să mă ceară. Seara s-a încheiat cu mine plângând în pernă și cu Ionuț dormind pe balcon. Dar o merita, fetelor, voi ce ați făcut în locul meu? A doua zi dimineață i-am pregătit mic dejunul preferat, cafea cu Corona, după care am revenit la scris. N-am văzut așa om disperat după muncă.
La amiază am ieșit ca să mâncăm ceva, eu mi-am comandat corpul acestui mistreț, iar Ionuț, pentru că e zgârcit, și-a luat doar o supă de mușețel. Apoi ne-am întors la cazare, unde am mai băgat o repriză de scris, iar spre seară, spre bucuria mea, am comandat o prostituată. Glumesc, am comandat mâncare, când buștei nu prea sunt prostituate. Aventura noastră se încheie aici, la fel și acest episod. Sper din suflet că v-a plăcut. Nu uitați să dați un like, un share, un subscribe, un ce vreți voi. Și până data viitoare, nu plecați la munte cu cineva care nu vă cere. V-am pupat!